Noua maternitate Bega din Timișoara s-a născut la termen. Inițiativa transfrontalieră va fi folosită ca proiect pilot pentru viitoarele politici europene din domeniul sănătății. Consiliul Județean Timiș și partenerii săi au inaugurat noua maternitate Bega, care aparține de Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu. Momentul marchează finalizarea lucrărilor de construcție și obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor de funcționare necesare, iar unitatea va deveni complet funcțională și se vor face primele consultații începând cu 19 august. Sănătatea și educația fac parte din direcțiile strategice pe care am decis să le susținem la nivelul administrației timișene. A fost un proiect greu cu obstacole, dar avem speranța că aici se vor naște viitorii timișeni, din părinți care vor găsi motive să se întoarcă acasă mulțumiți de serviciile de calitate pe care le putem oferi. Maternitatea este de altfel parte dintr-un proiect mult mai ambițios, și anume acela de a face aici un hub medical și primul spital regional din România. Suntem mândri și că, iată, inițiativa noastră va fi luată drept exemplu de partenerii europeni, a declarat președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica. Noua clădire are peste 5.000 de metri pătrați, structurați pentru a oferi cele mai bune servicii de obstetrică, ginecologie și neonatologie. Sunt prevăzute secții de fertilizare in vitro, chirurgie laparoscopică și histeroscopică, obstetrică fiziologică și spitalizare de zi. Sunt amenajate compartimente de terapie intensivă, pentru prematuri și nou-născuți, dar și facilități pentru însoțitori.